Sunt departe de casă, basarabenii din diaspora au participat și ei cu tot sufletul la adunarea Moldova Europeană de la Chișinău, în Italia, Marea Britanie, la Bruxelles sau la București. Sute de oameni cu drapelele Republicii Moldova și Uniunii Europene au spus la unison că își doresc să revină acasă, dar deja în Uniunea Europeană. Basarabenii din diaspora au mers sute de kilometri pentru a fi alături de alți conaționali și a participat de la distanță la adunarea Moldova Europeană. Și cei plecați la studii sau la muncă în România au luat parte la evenimentul istoric de la Chișinău. Ne dorim cu toții într-o singură voce să spunem că dorim să ne desprindem de trecutul sovietic și să ne apropiem, să ne integrăm în Uniunea Europeană, în așa mod încât cetățenii Republicii Moldova, fiind în mare parte și cetățenii români, merită să fie partea Uniunii Europene. Aici ne vedem prosperitatea, aici ne vedem securitatea garantată, aici ne vedem identitatea de asemenea garantată. Au fost solidari cu mesajul celor de la Chișinău și basarabenii din Irlanda, Anglia, Spania sau Franța. Cetățenii Republicii Moldova și-au exprimat atașamentul față de Europa și Uniunea Europeană. Moldova este Europa. Susținem cursul, vectorul european ales de către Guvernul Republicii Moldova și de poporul cel mai important moldovenesc. Noi suntem poporul, dorim în Europa. Trăiască Moldova! Basarabenii din Italia au făcut o horă a unirii și au intonat imnul Republicii Moldova. Ei au fluturat drapelul Uniunii Europene în mai multe orașe italiene. Avem emoții, ne plânge sufletul. Vrem acasă, vrem să aducem Europa acasă, să trăim bine, să trăim liberi. Pe pământul României, unde unul nu-i pute. Dorința este să aderăm și noi la lume civilizată, lumea unde promovează pacea, libertatea. Italia reprezintă a treia țară ca opțiune pentru comunitatea moldovenilor. Ei bine, aici se află numai puțin de 115.000 de moldoveni, iar cei mai mulți s-au adunat în regiunea Veneto. Aici, la Mestre, ei strigă astăzi că vor să facă parte din familia europeană. Pentru Telejurnal din Italia, Alberta Forgeri.